Hello, mister. What is your conclusion after this game? Concluzia noastră după acest meci? You are satisfied with the result, but I saw upset at the final. Cred că sunteți satisfăcut de rezultat, dar v-am văzut supărat la final. Only the 3 points. Da, din această seară luăm numai cele 3 puncte. We play fără răbdare. Am jucat fără răbdare, în special la început. Am încercat să atacăm cu una, două pase, ceea ce nu este drumul pe care eu îl doresc. Trebuie să folosim mai mult fundaș și să pasăm mai mult și nu am făcut asta. Nu știu, poate jucătorii au avut mai multă presiune să câștige primul meci. We have quality like a team, we can play of course better. Avem calitate ca și echipă, putem să jucăm mai bine. But okay, it was the first game. Dar în final a fost primul meci, i-am spus și înainte, nu știi niciodată cum vor fi jucătorii la primul meci. One game good, one other game is not good. Câteodată un joc e bun, altul nu e atât de bun. Some problems I can tell with that. Am avut niște probleme. Avem niște jucători pe care trebuie să-i punem din nou în situația de a juca, să-și regăsească ritmul. Unii nu au ritmul pe care îl dorim, știm asta. Avem mai mult timp, avem nevoie de mai mult timp pentru a ne face jocul nostru. Of course, of course. Big of course. You can understand from this action that something it will be not good, good today. Okay, the opponent was very good organized. They adversarul a fost foarte bine organizat. They half and they played the contra-attack. It was normal for them. S-au organizat în terenul lor și au jucat pe contraatac, ceea ce era normal. Dar noi n-am jucat așa cum ne doream. Și asta trebuie să schimbăm. Sigur, fanii cu toții vor să atacăm mereu, dar când adversarul este foarte bine organizat, este o mare greșeală. Trebuie să securizăm mai mult mingea. Trebuie să folosim toată suprafața terenului, spațiile terenului și n-am făcut asta. De aceea am avut multe probleme. Vreau timp pentru unii jucători ca să-și găsească ritmul. But with the injury of Bogdan, we need to do this. Bayram, he didn't play. We give him time, but unfortunately his injury. Banco a trebuit să intre după ce s-a accidentat vătăjelul. Bayram nu a jucat. Vedea cum va fi pentru jocul european. Colic, știm cu toții, trebuie să-și regăsească ritmul. A făcut și recuperare cu alți băieți. Small problems, but okay. Sunt câteva probleme mici, dar e ok. Am luat 3 puncte și asta e cel mai important în acest tip de jocuri. Aveți nevoie de alți jucători? Așteptați alte transferuri? Toți antrenorii vor jucători. Dar nu este ceva ce pot să fac eu. Want two players from my point of view to help the other group to be better, but avem nevoie de și de alți jucători ca să facem grupul să fie mai bun, dar nu este ceva ce pot eu să fac. Play better as number 9. Who? Ivan Andrei. Yes, when we saw this problem, we changed a little bit. We put a little from the left side Tsica and Andrei to be like a striker. L-am pus pe Andrei în centru. Am schimbat puțin la început. Pentru că Colici nu este la nivelul său, dar are nevoie de timp pentru a se reintegra în joc. I know I cannot expect a lot in this period because I know the condition that nu pot să aștept foarte mult pentru că știu ce condiții are echipa. In Albania will be hard there. Va fi greu în Albania, sigur că va fi dificil, va fi greu. În Europa
nu poți să știi niciodată. We also have luck with this new. Yes, or you know, it's difficult in Europe. It's a total different game. So, e dificil în Europa, sunt meciuri total diferite. First of all, we need to recover. În primul rând trebuie să ne recuperăm foarte bine. Sunt jucători care nu sunt foarte fresh așa cum ne dorim și este normal să fie așa. Nu e o echipă rea, am văzut adversarul. I-am văzut cu Podgorița și sunt o echipă bună, le place să joace, trebuie să fim foarte bine organizați, mai bun.